Excelență, domnule ambasador al Republicii Franceze, Graham Paul, Excelență, domnule ambasador al Delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, Ioannis Majeix, onorată asistență, suntem bucuroși de a participa la acest eveniment de recepționare a 12 generatoare de curent electric donate Republicii Moldova la solicitarea Ministerului Sănătății de către Guvernul Republicii Franceze, prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Valoarea acestor generatoare constituie 245.611 euro. Fiind în situații de criză, când atât de aproape în Ucraina avem război, precum și a riscului de deconectare de la energia electrică, aceste generatoare sunt absolut necesare activității oricărei instituții medico-sanitare spitalicești, deoarece cea mai mică pană de curent electric poate pune în pericol viața pacienților conectați la aparate medicale care susțin viața pacienților. De aceste generatoare, cu capacitatea de 125 kW-ampere și 75 kW-ampere, se vor bucura 12 instituții medico-sanitare publice, spitalicești, republicane, municipale și raionale. Generatoarele vor fi distribuite Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Spitalului Clinic Bălț, Spitalului de Stat, Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopulmonologie, Spitalelor de Psihiatrie din Chișinău, Bălți și Orhei, Spitalelor Raionale din Glodeni, Fălești, Cantemir și Dondușeni. În total, Republica Franceză a oferit la solicitarea Ministerului Sănătății, pe parcursul anului 2022, 29 de generatoare de curent electric. Alte 17 generatoare au fost recepționate în luna martie curent în valoare de 486.000 euro. În acest context, aducem sincere mulțumiri Guvernului Republicii Franceze pentru această donație, care va contribui într-o eventuală situație de sistare a livrării energiei electrice la asigurarea funcționalității instituțiilor spitalicești, precum și a asigurării securității pacienților conectați la echipamente vitale în secțiile de terapie intensivă și sălile de operație. Acum o să-i ofer cuvântul domnului ambasador al Republicii Franceze, Graham Paul. Madame la secrétaire générale, cher Ioannis, mesdames et messieurs, stimată doamnă secretar general, stimat domnule Ioannis, domnilor și domnilor. Comme vous le savez, la France et l'Union européenne sont pleinement mobilisées pour aider la République de Moldavie à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, et cela dans tous les domaines. După cum cunoașteți, atât Franța cât și Uniunea Europeană sunt mobilizate în mod plenar pentru a ajuta Republica Moldova să facă față consecințelor războiului din Ucraina și acest lucru acoperă toate domeniile. Dans les domaines humanitaires, sécuritaires, économiques, financiers et énergétiques. Vorbim despre domeniul umanitar, economic, financiar și de securitate și energetic. Cela a notamment été confirmé avec force lors de la conférence de la plateforme de soutien à la Moldavie qui s'est tenue à Paris le 21 novembre dernier. Acest lucru a fost confirmat în mod ferm în cadrul conferinței platformei pentru susținerea Republicii Moldova, care s-a produs în 21 noiembrie la Paris.
À cette occasion, le président de la République française s'est engagé à renforcer notre aide financière. L'Agence française de développement a ainsi décaissé 60 millions d'euros au profit de la République de Moldavie la semaine dernière, ainsi que notre soutien sur le plan énergétique. În acest context, președintele Republicii franceze a reiterat sprijinul financiar oferit de Franța Republicii Moldova și chiar în săptămâna trecută, Agenția franceză pentru dezvoltare a debursat un împrumut în valoare de 60 de milioane de euro, la fel ca și să consolideze sprijinul nostru în domeniul energetic. În complement des 17 grupe électrogènes déjà livrés en mars dernier, et de l'assistance technique fournie à Moldelectrica par RTE, gestionnaire du transport d'électricité en France, le président Macron a annoncé le don d'une dizaine de générateurs à destination des structures hospitalières. Suplimentar la cele 17 generatoare care au fost deja livrate în luna martie a anului trecut și suplimentar la asistența care a fost oferită Moldelectrica de către RTE, care este managerul pentru transportul energiei electrice din Franța, președintele Macron a promis, a anunțat încă o donație suplimentară de generatoare care să fie oferite pentru a consolida rezistența sistemului spitalicesc. Ce don vise à renforcer la sécurité énergétique de la République de Moldavie et en particulier de son système de santé. Această donație vine să consolideze reziliența energetică a sistemului sănătății Republicii Moldova, deci în special a sistemului sănătății. Moins d'un mois après la conférence de Paris, cet engagement est tenu et mis en œuvre dans le cadre du mécanisme européen de protection civile et du soutien apporté par la France en sa qualité de membre de la Team Europe. Timp de mai puțin de o lună, acest angajament a fost onorat și chiar pus în acțiune în cadrul mecanismului european de protecție civilă, dar și în cadrul ajutorului oferit de Republica franceză ca și membru a echipei Europa. Aujourd'hui, ce sont donc 12 générateurs, 10 d'une puissance de 125 kV/A et 2 de 75 kV/A qui sont officiellement remis au ministère de la Santé de la République de Moldavie pour équiper des hôpitaux de la capitale, mais également d'autres villes et régions comme Bălți, Falești, Orhei ou Cantemir. Astăzi este vorba de o donație de 12 generatoare, 10 generatoare cu putere de 125 kV/A și 2 generatoare cu o putere de 75 kV/A care vor fi donate Ministerului Sănătății pentru a echipa spitalele din capitala Republicii, dar și din alte orașe și regiuni, cum ar fi Bălți, Fălești, Orhei și Cantemir. Pour installer ces 12 groupes électrogènes, comme cela fut le cas pour les 17 déjà livrés au printemps, des volontaires de l'ONG française Électriciens sans frontières apporteront leur expertise pour les mettre en service dans les meilleures conditions. Pentru a face funcționale aceste generatoare, exact ca și în cazul precedentelor 17 generatoare care au fost livrate în luna martie a anului trecut, voluntarii ONG-ului Electricieni Fără Frontiere și-au pus la dispoziție expertiza lor pentru a conecta și a pune în funcțiune aceste generatoare în cele mai bune condiții. Il est en effet très important que cet équipement soit pleinement opérationnel le plus rapidement possible pour contrer d'éventuelles coupures d'électricité causées par les campagnes de frappe russes sur les infrastructures critiques ukrainiennes. Este cu adevărat foarte important ca aceste echipamente să fie puse în funcțiune cât mai rapid posibil, să devină pe deplin funcționale pentru a contracara posibilele întreruperi de energie electrică cauzate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii critice ucrainene. Alors que nous sommes maintenant au cœur de l'hiver, la sécurité énergétique est plus que jamais un enjeu majeur pour les autorités et la courageuse population moldave. Acum că ne aflăm în plină iarnă, securitatea energetică este o problemă în special majoră atât pentru autoritățile Republicii Moldova, cât și pentru populația sa curajoasă. Dans ce contexte difficile, la France est fière d'apporter sa contribution par ce don de 12 générateurs
au renforcement de la résilience des hôpitaux et du système de santé moldave. În acest context dificil, Franța este mândră să vină cu contribuția sa sub formă de aceste 12 generatoare care urmează să consolideze rezistența energetică a sistemului spitalice și a sistemului sănătății Republicii Moldova. Il s'agit d'un geste de solidarité européenne envers un pays confronté à de multiples défis, mais qui a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne en juin dernier et dont nous soutenons la trajectoire européenne. Este un gest de solidaritate față de o țară care se confruntă actualmente cu multiple provocări, dar care a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană în luna iunie trecut și a cărei traiectorie europeană noi o susținem pe deplin. Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que 2023 vous apporte santé, bonheur, réussite dans vos projets, ainsi que la sécurité et la paix. La Mulsan. Vă doresc sărbători fericite de iarnă, în speranța că anul 2023 o să vă aducă tuturor sănătate, fericire, succese în proiectele dumneavoastră, la fel ca și pace și securitate. La mulți ani! Acum ofer cuvântul domnului ambasador al delegației Uniunii Europene, Republica Moldova. Excelență domnule ambasador, cher Graham, stimate doamne secretar de stat, stimate jurnaliști, oaspeți, bună ziua! Asistăm astăzi la un gest important de ajutor strategic livrat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene către Republica Moldova oferit de către Franța. Astfel, Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea cu Republica Moldova în pofida întreruperilor de curent din cauza bombardamentelor rusești asupra Ucrainei. Autoritățile moldovenești au dat dovadă de un nivel ridicat de rezistență în restabilirea energiei electrice în țară. Regretăm acțiunile nelegitime și ilegale ale Rusiei. Astăzi și pentru a treia ocazie în 2022, Franța și-a adus sprijinul valoros prin mecanismul de protecție civile al Uniunii Europene, oferind asistența strategică în beneficiul Guvernului Republicii Moldova și al poporului său. Această donație este merturia sprijinului continuu și generos al UE, oferit în spiritul echipei Europa, în contextul războiului din Ucraina. UE și Franța oferă astăzi din nou echipamente și resurse esențiale pentru viață și sanitatea oamenilor care au nevoie de ele. Îmi exprim apreciere față de Franța, care continuă să sprijine Republica Moldova în cele mai dificile momente. Vă asigur că echipa Europa continuă să lucreze pentru atenuarea consecințelor negative asupra situației sociale, economice și de securitate a Moldovei din cauza agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Uniunea Europeană rămâne angajată să furnizeze asistență de urgență și pe termen lung acolo unde este necesar. În strânsă coordonare cu guvernul și partenerii societății civile, suntem hotărâți să construim și să consolidăm reziliența Moldovei în conformitate cu agenda noastră de asociere și cu perspectiva aderării la UE. Vă mulțumim pentru atenție! Încă o dată vreau să aduc sincere mulțumiri Guvernului Republicii Franceze pentru această donație foarte importantă, atât pentru instituțiile medico-sanitare publice, cât și pentru populația pacienței Republicii Moldova.